Scandaloasă activistă civică Maria Olari, care în ultima perioadă a manifestat susținere pentru actuala putere, a fost amendată cu aproape 30.000 de lei, după ce acum 3 ani a insultat-o pe judecătoarea Ludmila Oush. Potrivit documentului, Olari va trebui să șteargă de pe pagina personală postarea cu înregistrarea video în regim live și să dezmintă relatările false. Menționăm că pe mesaje de ură, precum și pe discursuri care instigă la dezbinare, este construită întreaga retorică a activiștilor PAS. Aceștia participă cu regularitate la protestele organizate de formațiuni politice de opoziție, unde atacă și înjură manifestanții și lansează acuzații nefondate în adresa oamenilor, de cele mai multe ori sub privirile nepăsătoare ale polițiștilor.